Imagini inedite în Craiova. Un muncitor care lucra la asfaltare pe o șosea din oraș a fost surprins în timp ce ciocnea un pahar de șampanie cu ocupantul unei limuzine. Filmulețul a fost făcut de un locatar dintr-un bloc de pe calea Severinului. În imagini se vede cum dintr-o limuzină oprită la semafor iese pe trapă un bărbat care îl servește cu o băutură pe muncitor ce pare a fi șampanie. După ce savurează băutura, omul se întoarce la colegii săi.